Foarte bine. Mergem mai departe. Deci suntem amândoi. Da. Pregătită? Avem loc pe joc. Ai câștigat startul. Ai dat cel mai mult atunci când a fost pentru început. Eu am terminat școala cel mai curând dintre toți. Da. Deci a trebuit să țin minte că am multe cunoștințe. Și să răspund corect. Să răspund corect. Abia am terminat școala, da. Abia acum, nu? Ești mică, mi-am dat bacul. Am înțeles. Așa. Bine. Să nu-mi pice vreo întrebare. Sau nu, șase, că la trebuie să răspunzi. La început de obicei sunt întrebări, zic eu. Da, uite că ți-am spus. Dar s-ar putea să mai schimbăm dacă hai vrei. Aruncă! Carmen! Bravo! A dat pe șase! Ce tare! Bine! Hai, hai să găsim! Nu tare! Concentrează-te, hai! Tare. Carmen! 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 Stai aici alături de mine. O să mai dai încă o dată cu Zaru, doamnește, o să răspunzi corect. Ai șansa să dai de două ori dacă dai șase, dar nu te ajută nimeni. Așa. Statuia Libertății a fost un cadou pentru Statele Unite ale Americii din partea A a Angliei, din partea B a Franței, din partea C a Olandei. Bam, bam. Anglia a fost aia cu Keep Calm, Olanda e cu Portocala, să zic Franța. Și să zici ce vrei. Franța. Zici bine, răspuns corect! Ai zis bine. Și atenție! Așa. Eu zic să o lăsați pe Carmen, las-o așa că ea s-ar putea să mai avanseze, știi? Rămâne Mihăiță pe bulinuța aia și Carmen avansează, dacă răspunde corect sau depinde ce-i pică. Dacă dai unul, da, joc! Da. E de bine? La magicianul Robert Tudor. Dacă vrei câștiga jocul, avansezi. Dacă dai 2, 3, 4, 5, joc dublu. La joc dublu e mai complicat, îți explic. Pionul ăsta e în mărime naturală. Dacă dai 6, mergi mai departe, treci de jocuri. Hai, regula lui 6, rămâi lângă mine. Nu te ajută nimeni. Nici la joc nu te ajută nimeni. 2, 2, 3. Nu prea am dat. 5! E bine. Asta e foarte tare. Așa. Ce ai de făcut acum? Da. Ajungi pe jocul dublu. Da. Poți ajunge pe jocul dublu dacă vei câștiga jocul, evident. Ce înseamnă acest joc? Trebuie să te gândești bine și să alegi unul dintre oponenți. Acum, dacă alegi pe nu prea e cum, el nu e în joc încă. Nici n-a intrat în joc. Așa, deci pare foarte rău, Gabriel, pe tine nu te poate alege. Crina sau TJ Miles? Ocupă aceeași bolinuță. TJ Miles. Miles. Te poți juca cu ei. Cine câștigă? Merge mai departe. Dar cine pierde? Jocuri am eu cu ei. Pe asta e că e un joc extrem de complicat. Că depinde, ca să știu pe cine aleg. Fii atent. Îi duci înapoi la start și zici de ce i-au avansat doar 2, 4, 5. Deci clar că îi trimiți înapoi la start. Așa. Că nu poți să-i duci una după start. Ai înțeles? Deci 5 bulinuțe înapoi sau 6 înainte. Pe cine alegi? Pe Crina, că trebuie să ne mai împrietenim. Crina, vino alături de mine. Suntem la început. Acum, care e șansa ta cea mare? Participi la acest joc. Dacă vei câștiga jocul împotriva lui Carmen, vei avansa 6 bulinuțe. Da. Dacă îl pierzi, te duci înapoi la start. Da. Eu te respect. Numai 5 bulinuțe. Și eu. Eu te iubesc. Și eu dar nu te supăra. Frate. Nu vă supărați. Așa. Nu vă supărați, surorilor. Mergeți la magicianul Robert Tudor, că e pregătit. Așa. Salutare, magicule, ce faci? Hei. Salutare, Pepe, mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Toată lumea mă întreabă de când lucrez cu voi aici, ce salariu am. Astăzi vreau să vă arăt ce salariu am aici la Nu te supăra, frate. Fără număr. Ăștia sunt banii pe care i-am eu pe lună la Nu te supăra, frate, și n-am plătit încă gazul și curentul, da? Deci... După ce plătesc gazele și curentul, rămân cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sute rămân după ce plătesc gazele și curentul. Deci, ia uitați câți bani avem. Veniți fetelor lângă mine. Stânga și dreapta, da? Este nu trebuie să dansăm pentru asta. Nu trebuie să dansați. Nu. Pe masă. Ia uite, pun toți banii aici. Trebuie să adunăm cât mai mulți bani, dar cu ochii astupați. Și cu ochii astupați va trebui să adunăm cât mai mulți bani, da? Va trebui să vă puneți asta pe... Vă dau eu un exemplu? Da? Vă puneți asta pe ochi, ăsta tava în mâna stângă, în mâna dreaptă paleta. Și cu paleta asta puneți aici cât mai mulți bani. La sfârșit vom cântări banii. Mamă, noi numărăm, îi cântărim? Ei, așa, ne băgăm aici. Uite, îți lași și ție banii aici, îți lași și ție în partea asta. Ia, da? Ia și păște. Cine adună cei mai mulți bani? Și aia de jos îi pun eu înapoi, lasă, iau eu acasă pe ceilalți, da? Cine adună cei mai mulți bani, după îi cântărim, da? Greutatea cea mai mare câștigă. Da. Dacă mai aveți întrebări, să-mi spuneți, numai să nu vă uitați prin alea. Ne păstrăm banii? Aveți păstrăm un banii. Minut la dispoziție, da? Asta este a ta. Da, banii nu îi puteți păstra, că nu sunt adevărați. Putem?
Hai să mă uit eu să vedem că nu vedeți. Foarte bine, nu se vede. Bravo, bravo. Mâna dreaptă. Eu sunt stângace. Ești stângace? Scuză-mă. Mâna stângă, în mâna dreaptă te tava, cu asta strângi banii și pui în tavă, da? Da. Dreptace sau stângace? Dreptace. Dreptace. Așa, asta aici. Așa. Haideți să vă pun eu banii în față și în stânga și în dreapta, da? Sunt bani, când se zice la țară, gârlă, gârlă sunt bani. Veniți mai aproape, deci aici, aici în față, în față este masa, în fața voastră sunt banii. Să-mi spuneți dacă sunteți pregătite să dăm drumul cronometrului. Da. 3, 2, 1, un minut la dispoziție. Cine strânge cei mai mulți bani, după care îi cântărim. Mamă, mamă, cât a strâns! Hai de mine! Hai că se strâng banii cu lopata, se strâng banii! Crina, foarte bine, a adunat destui bani, mai sunt 40 de secunde. Haideți să vrem să aflăm cine o să meargă mai departe. Trage-le spre tine, Carmen, trage-le. S-au strâns foarte mulți bani. Ai strâns foarte... Nu, nu, ține tava. Crina, hai că mai avem... Crina, 30, 20. Crina, fără deget, fără deget. Crina, fără deget, te rog. De ce mi-a rugi? Fără deget. Eu? Așa, așa. Cineva mi-a luat... Eu... Fără deget, Crina, Crina, fără deget. Astea care sunt... De ce mi-ai luat? Fără deget, nu trebuie să folosim degetul. Hai, Crina! Hai, mai sunt 7 secunde! 7 secunde! 3, 2, 1! Stop! Bravo! Ia uite câți bani avem aici, în partea dreaptă și partea stângă. Vom cântări aici pentru că avem cântarul, da? Stai, dar de ce mi-ai aruncat din ei? Ce machiaj? Gata, hai că ți-a aflat, vă zic eu. Aceștia sunt banii ai tăi, da, Carmen? Da, Carmen, punem tava. Mi-am stricat machiajul. Ia să vedem. Apasă-și tu. Stai să-i punem un bulu transparent. Bulul transparent. Mi-ai aruncat din ei. Mai punem încă o dată un... Zero, da? Mi-a dat peste ei. Carmen, ai trișat. Ia uite, punem toți banii, niciunul nu pierdem. 150, 246 de grame, încă 3, 249 de grame. Carmen, ține minte, 249 de grame. Și în partea cealaltă, de la zero, da? Ia, a, mai trișat, mai recunoaște, am văzut. Mi-ai dat cu mâna peste ei și mi-ai dat 249. Oho, 391. Vezi că ți-a dat cu mâna, vezi? Vezi că a luat cu mâna, i-a mai dat și-o jos. I-a mai dat și-o jos. 447! Crina merge mai departe! Felicitări! Mergeți, vă rog, înapoi la Pepper. Super jocuri avem astăzi, rămâneți alături de noi. Nu te supăra, frate! Să ne dea banii. Veniți alături de mine, doamnelor, să vă spun eu cum stau lucrurile aici în platou. Se bucură, se bucură. Bravo. Crina. 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 Hai că am trișat, da? Pentru o bancnotă, nu ne certăm. De acolo. Nu te supăra, frate. Nu te supăra. Nu mă supăr. Banu-i ban. Iartă-mă. Și te las să avansezi 6 bulinuțe din acest moment. Da. Aplauze pentru Crina. Bravo. Și Crina. Mai departe. Deci, mi-a și dat jos din drept. Ia uitați unde ai ajuns. Mamă, mamă. E, ai ajuns acolo pe un joc, dar asta nu înseamnă că ne jucăm acum cu tine din nou. Că n-a venit rândul tău, tu doar ai avansat. Îmi pare foarte rău. A, nu s-a liniștit, că erau falși banii. Erau falși? Nu, vreau să-ți dau o veste adevărată. A. Tu va trebui să te întorci 6 bulinuțe înapoi. Nu cred. Despre asta e vorba, ești înapoi la start. Dar mie îmi place să mă distrez, o luăm de la clapa. Nu te supăra! Asta e. Vai, nu cred. Asta e. Asta se întâmplă la nu te supăra, frate. Eu o să râd la final. Nu ne certăm, vă zic un singur lucru. Retrogradează și ei. Puteți recupera. Fiecare zar contează. Chiar și ultimul, cel care dă cu zarul, poate schimba soarta jocului. Dar, repet, trebuie să parcurgeți întreg traseul și să ajungeți cu pionii în casă. Așa. Gabriel, e rândul tău. Pentru echipa albastră.